Só pedir o café, peraí. Beleza. Ah, todos? Dá. Timpul liber ce faceți? Ce aș putea să mă fac? Mă duc să mă odihnesc, să pot lucra în cealaltă zi. Da. Pe că nu mi-arde de altceva. Păi tu de mâncare nu mai mănânc. Dar ce să mănânc? N-am timp. De muncă. Asta. Dacă n-aș crede, n-aș mai exista pe pământ. Dacă n-ai credință și nu crezi în Dumnezeu, ce rost are să mai treci pe pământul ăsta? N-are rost? Pentru mine este din totul. Că El îmi dă putere de muncă, El îmi dă gândire, El îmi dă sănătate, cât crede că o merit. Am crescut la țară cu muncă. Ce-ați mulțumit? Păi ce-a fost la țară? La sapă, la coastă, la fund, la grijă de animale. Asta a fost. La țară, la sapă. N-am avut eu bucurie de să mă gândesc la altceva. Am fost crescut cu muncă. Am fost obligat să-mi câștig pâine, să-mi câștig bani de haine și... Mama dumneavoastră? Păi maica mea mi-a crescut cum a putut, că am fost trei copii, eu am fost de trei luni când a murit taică mea. Și... mi-a crescut cum am putut, fiecare... N-am așteptat să-mi dea nimic de-a gata. Am muncit și muncesc în ziua de astăzi. Și o-i mai munci până o-i putea. Am făcut 8 clasă, ca așa a fost atunci, când am fost eu. Mai mult l-am putut, pentru că o trebuie să mă duc să-mi câștig pâine. Nu să stau acasă, să aștept să-mi dea altul. La școală, dacă n-ai avut condiții, n-ai avut bani, n-ai avut ce treabă, nu mi-a dat nimeni nimic acum, de bine de rău, văd că mai, aud că se mai dă un corn, se mai dă nu știu ce la școală, dar când am fost eu, nu mi-a dat numai bătaie. Cât am fost mine la școală, dacă n-a fost nimic. Lumea e bună, într-o formă. Mai cam... Sunt tineretul de azi cam rău cu ei. Copiii să fie ascultători de părinți, să mame să muncească și copiii să nu aștepte să-i dea părinții bani. Și ei numai să stea pe străzi, să distrează. Acum începe și cu drogurile, cu ce eu ce acolo. Nu știu, eu de asta n-am văzut droguri până acum, de câți bani în coasă. Și toți se vezi pe toate străzele, parcă au băut un ton de pălincă. Și nu-i respect față de bătrân. Nu mai respectă nimeni pe bătrân. Le vorbește obraznic, că îi jură pe bătrân. Dar ce poate face cu băiatul ăla, sau cu știu? Să-l bat? Dacă-l bat, tot eu-s vinovatul, dacă dau el. Dacă dă el mine, e mi-e rușite, mă, m-a lovit un copil. Tot eu-s vinovat, cum să o iau? Nici cum nu-i bine. Dar când a fost eu copil, părintele meu, cine m-a ajutat, fratele taic, mi-a ajutat, o dat pe mine cu zbiciu de la cai. Și nu o să nimic de ce mă bate. Și că o să-ți dă pierd dacă nu te ascultă. Acum, de cumva de-ai supărat,
Bă, automat mi-a copilul și dă la poliție pe tatăl dumneavoastră. Ce educație asta? Credeți că pentru o educație bună este nevoie de bătaie? Bătaie la toate la timpul lor. E sigur la copil tot ce vrea el, dar dacă nu te ascultă, îi dai și pe piele. Să înțeleagă că are tată și are mamă. Atât. Că altcumva nu faci, că de ce îi dai la copilul meu, de ce îți face mai pe-al dracului? Dar nu dai tată. Păi nu dai, că doar îi dau resursele, copilul tău, dar totuși trebuie să știe ce e bine și ce e rău viața. De multă școală. O strabă să respecti cum spune Biblia. Muncește cum ai muri mâine, cum ai trăi 100 de ani și muncește... Nu, muncește cum ai trăi 100 de ani și roagă-te cum ai muri mâine, nu? Panou de aici și piciorul de aici. Aveți capăt, ai? Avem, la vas, la aici.